Tinerii din generația mea sunt puțin lenoși, îi văd relaxați și nu prea dornici de a face ceva schimbări. Suntem mult mai buni decât credem noi și ar trebui să scoatem tot ce este frumos de noi. Nu trebuie să te lași pentru că te duce în niște stări super anxioase și depresive. Salut, mă numesc Bostănaru Elena, mai des sunt Cailinca. Sunt student în anul întâi al producției multimedia, studiez diversitatea media și tot ce ține de ea și mă bucur din plină viața care o am de zi cu zi. De ce în Moldova? Pentru că îmi place acasă, mă simt bine aici, îmi plac oamenii pe care îi întâlnesc, și noi și vechi, pur și simplu aici mă simt bine. Nu este greu să fii student în Moldova, este chiar foarte simplu. O abordare ușoară mereu duce spre căi la fel ușoare, dar dacă te uiți din puncte negative, desigur că găsești și ceva mai nu plăcut. Cel mai mult la viața de student îmi place să fiu un student viu, plin de activități, să nu stau locului, să merg în diferite zone, pur și simplu să mă mișc din loc. Tinerii din generația mea sunt puțin lenoși, îi văd relaxați și nu prea dornici de a face ceva schimbări și în primul rând să o facă pentru ei înșiși, iar după asta să vadă cum schimbă societatea în ceva mult mai bun decât este. Da, desigur că mă asemăn cu aceste persoane pentru că o văd singură în oglindă și de aceea încerc să schimb în primul rând la mine ceva. Cea mai stresantă zi din viața mea, ca fiind student, a fost probabil, nu știu, prima pereche, când nu știam ce mă așteaptă, când avem emoții, da, o să meargă totul bine, da, o să fie un program destul de stabil pentru mine, o să fac față la ce mă așteaptă. Însă, într-o final, am decurs totul ușor pentru că, cum și zic, nu mereu ce ne așteaptă este ceva dificil. Mă ajut prietenii mei să depășesc aceste situații dificile. Mă ajut eu, în primul rând, pe mine. Pentru că nu o să o faci tu, nimeni pentru tine nu o să sară în ajutor. Și respectiv, de întâi comunic cu mine, duc o discuție foarte detaliată. Iar după asta, dacă am nevoie de ajutor, apelez la cei mai apropiați oameni. Da, studenția este cea mai frumoasă perioadă din viața unui om. Și la fel ca și toate, de fapt, toate sunt perioade extrem de frumoase. Însă studenția cumva acumulează mult mai multe emoții și evenimente care rămân în memoria noastră și de aceea acești ani sunt cei mai remarcabili, probabil. Nu se întâmplă să am dubii. Am ales cu capul limpede această profesie. M-am gândit de 10 ori și am făcut-o chiar super sigur. Am mers din primul pas, am depus actele, am zis că dacă nu e locul meu aici, nu știu, în altă parte să merg. Și așa și-a fost. A fost singurul loc unde m-am aplicat. Ceea ce studiez îmi place foarte mult. Întâmpin dificultăți, însă înțeleg că am un viitor foarte stabil cu această profesie. Cred în cea mai înaltă măsură că o să mă ajute pe viitor această profesie. Depind chiar multe domenii de lucru de această profesie, precum este una multimedia și actuală. Și respectiv nu stai și studiezi doar un singur sau o simplă ramură, dar te împarți în mai multe categorii și respectiv asta cumva acumulează mult mai multă experiență care ar permite să te angajezi în câmpul de muncă foarte ușor. Cea mai importantă lecție pe care am învățat-o fiind student a fost să nu las mâinile în jos, să dau din coate, că tot e posibil, trebuie doar să vreau și să ridic capul sus. Nu-mi place la oameni falsitatea, nu-mi place să-i văd falși, pentru că sunt niște ființe umane și ele ar trebui să dea pe față sincerele lor sentimente și emoții. Suntem mult mai buni decât credem noi și ar trebui să scoatem tot ce este frumos de noi. Dacă întâlnesc persoanele mai puțin plăcute în viața mea, le tratez cu respect, nu am decât să-i accept așa cum sunt și să merg mai departe. Cel mai mult la oameni îmi plac ochii, îmi place zâmbetul lor, îmi place felul lor de a fi. Sunt așa niște ființe care sunt imprevizibile, dar în același timp
ar putea să dai atât o energie de mare și bună că tu singur te-ai fi împlut de la acest fapt și ai fi cel mai bucuros om probabil. Cred că studenții, indiferent de timp, sunt fericiți, sau cu 10 ani în urmă, sau acum, sau în viitor, ei mereu vor fi fericiți pentru că sunt înconjurați de oameni și anturajul și momentele frumoase tot oamenii le fac. Cea mai mare realizare mea de până acum este, sincer vorbind, din contul personal, probabil că astăzi am fost să facem contractul pentru sala de nunți. Am ales sala de nuntă. Fiind student, asta e foarte straniu să aud din partea mea, dar este un pas bine gândit și până acum aceasta este cea mai mare realizare. Când întâmpin eșecurile, nu mă sperii, le analizez super realist și optimist, nu vreau să las mâinile jos. Înțeleg că este greu, dar încerc cât de cât încetișor să o iau dintr-un capăt și să o duc până la final. Nu mi-este frică de viitor. Îmi place. Îmi place să trăiesc cu necunoscutul și să am acele trăiri noi și emoții. Probabil mă văd în altă țară numai cu diferite tripuri, diferite vacanțe sau chiar timp petrecut în domeniul lucrului. Dar trăind ca loc natal, nu. Mă oprește să plec din Moldova, poate patriotismul din mine, patriotul, dorul de casă, îmi place prea mult de aici să plec. Cea mai mare frică mea este să mă uit în jurul meu și să nu văd oamenii dragi, să fiu singură. Aș putea trăi singură, dar viața ar fi mult mai frumoasă când oamenii mei sunt lângă mine. Sigur, viața mea peste 10 ani o să fie una super mega plină. La fel cum sunt eu super activă și dornică de a face ceva, o să fiu o femeie pusă la cale cu lucru, cu copii, căsătorită la sigur deja și o să fie foarte activ. Nu mă văd stând pe loc și să mă gândesc ce o să fac mai departe. Probabil că cred în dragoste la prima vedere, dar nu cred în menținerea acesteia. Mențin o dragoste comunicarea, înțelegerea, respectul, poate și poate în primul rând chiar, și cel mai mult susținerea reciprocă. Ce trebuie să fac eu acum? Trebuie să nu mă las bătută, să nu las jalnicul meu interior să mă acapere, să particip cât la mai multe evenimente, să discut cu oameni noi, să mă dezvolt continuu, să nu stau pe loc. Asta m-ar ajuta eu să ajung la tendințele mele și să nu stau pe gânduri de ce n-am făcut cum trebuie. Mă face să iubesc o persoană sinceritatea sa. Îmi place când nu văd ceva fals pe om sau în interiorul său. Da, sunt îndrăgostit acum. Este un sentiment mega fabulos pentru că el este atât de tulburător, acest sentiment, dar în același timp el îți dă o liniște totală, o siguranță pe veci, probabil, că nu-ți trebuie nimic mai mult decât să fii liniștit acolo în sufletel și să știi că cineva te iubește. Și la rândul tău trebuie neapărat să iubești. Și eu cred că mă strădui să o fac. Da, se pot îndrăgosti de mai multe ori. Nu este corect să pui punct la o singură dragoste. Nu este corect să-ți închizi sufletul față de alți oameni. Ceea ce se întâmplă mereu este trecător, indiferent de situație, și trebuie să dai frâul liber la sufletul tău. Eu nu aș schimba nimic. Mie îmi place așa cum se întâmplă lucrurile și cred că așa trebuie să fie. Nu vreau să schimb. Nici regrete în viață nu am. Mă ajută chiar singura voință interioară, strigătul meu, cearta mea față de mine, să merg indiferent de situații. Trebuie să iei capul sus, chiar de este greu, chiar de doare ceva. Nu trebuie să te lași pentru că te duci în niște stări super anxioase și depresive, iar asta cauzează urmări grave. Dar dacă te ții optimist, totul devine mult mai ușor în viață. Mă iubesc pe mine. Poate chiar prea mult. Obișnuiesc să aud de la oamenii mei apropiați din familie că prea mult stai în oglindă așa, dar nu spun cu rău. Eu iubesc să am grijă de mine, să am grijă de ce aici se întâmplă cu mine în viața mea. Putem să ne învățăm
să ne iubim pe noi, pentru că noi nu suntem nici perfecți, nici imperfecți, nu există aceste cuvinte, suntem pur și simplu noi, doar că trebuie să mai pleci urechile în jos și să nu asculți toate vocile tale interioare, că nu ești cum trebuie, că trebuie să te schimbi. Poți fi mai bun pentru oamenii care te înconjoară, să nu fii un om rău. Dar în rest, ce ține de fizic, să ai igiena personală și să fii adecvat pentru oamenii care te înconjoară. Dar în rest, trebuie să te iubești așa cum ești. Sau nici cuvântul trebuie nu este corect. Pur și simplu iubește-te ca ai de ce. Ești pur și simplu în lumea asta, mai mult nici nu trebuie. Dacă aș avea superputerea asta, ar fi să zbor. Îmi place foarte mult zborul, precum deseori o fac prin visele mele. Și senzația asta de libertate, de pur și simplu să stai așa, frâu liber în aer, cred că e cea mai frumoasă senzație. Sunt chiar foarte bine cu părinții la moment. Întâmpinam careva dificultăți când aveam o vârstă mult mai fragedă, la 14 ani. Dar acum, fiind cu 20 de ani pe umeri, chiar venind acei 21, simt că am o responsabilitate de maturitate și nu pot să stau și să am caprice de la orice. Înțeleg că lor tot le este greu și abordarea mea ușoară pentru ei ar fi o soluție de a avea relații bune. Este foarte important să ascultăm de sfaturile părinților. Ei sunt singurii oameni cei mai apropiați care o să ne ajute indiferent de ce se întâmplă. Și respectiv, dacă purtăm discuții cu ei, noi o să alegem pașii corecți în viață. Celor care nu întâmpină o susținere, le-aș putea spune că să nu vă fie frică de ceva nou. Urmați-vă acel curaj din voi și faceți cunoștințe cu oamenii. Chiar dacă nu aveți pe cineva apropiat, asta nu încurcă să cunoașteți pe cineva, să faceți un prieten. Da, sunt cauze care dor, sunt oameni care nu mereu sunt cei mai buni, însă nu trebuie să lași mâinile în jos și să tinzi pe ceea ce vrei tu. Lucrurile care îmi fac viața mea fericită sunt împlinirile interioare. Am părinții mei alături, am sora mea, nepoții mei super frumoși. Am un bărbat lângă mine care mă iubește și iubesc și eu respectiv. Am prieteni apropiate care sunt practic familia mea, am crescut împreună. Am studii care le fac și am împliniri din domeniul lucrurilor, poate, care pot să le spun tot desăvârșite. Sunt pur și simplu fericită. Este super normal să greșești. Nu, niciodată nu trebuie să spui că am greșit și gata, se sfârșește lumea. Nu. Din contra, greșelile învață și ele te duc spre rezultate mult mai bune. Un om cu eșecuri este un om mai dezvoltat decât cel cu așa zise perfecțiuni. Cum aș vrea să fiu când voi avea 80 de ani? Cu zâmbetul pe buze și să am în fața ochilor o ogradă plină cu nepoței și cu oamenii dragi.